Bun, dar spune-mi, după al patrulea antrenament al zilei, cum mai stăteai? Mai stăteai în picioare? Păi nu, că asta era haios, toți jucătorii, unde prindeau un spațiu mic, imediat le cădea capul și dormeau. Între antrenamente, cum prindeau 5 minute, ei dormeau. Da, păi nu cred că era ușor cu patru foarte antrenamente greu, foarte greu, dar tehnică de preluare, tehnică de pasare cu ambele picioare, nu am văzut nici la Inter, nici la Parma, la nicio echipă unde am fost, nu am văzut așa tehnică bună, pentru că au această cultură de a repeta la infinit până când le este procedeul perfect. Asiatici au asta, da. Dar au această teamă de eșec și care îi trage în jos foarte mult. Dar e interesant, e prima oară când aud asta, că tu spui că datorită acestei frici nu te-ai produs la nivelul așteptat. Da, ăsta a fost unul din motivele care m-a tras foarte mult în jos. Dacă începeam jocul bine, aveam o evoluție perfectă. Și dacă ne uităm la toate meciurile bune... Dar cum nu realizai că ai fost și ești un tip inteligent? Adică normal era să încerci să stăpânești situația asta. Neavând forță, neavând viteză, mi-am folosit această inteligență pentru a aduce un plus echipei prin diferite execuții sau tu erai un jucător foarte tehnic, erai un artist, să zic așa. Dar din punct de vedere emoțional nu am reușit să... Și nici fizic nu erai foarte, adică te pune nimeni să alergi foarte mult, că nu-ți plăcea. Nu am reușit să am o viață organizată din punct de vedere al alimentației, al felului în care mă hidratez și al felului în care mă odihnesc. Dacă aceste trei lucruri le-aș fi avut la nivelul pe care l-am avut după 27 de ani, cu siguranță că aș fi avut mult mai multe evoluții și aș fi jucat la cluburi mult mai mari din Europa. Da, ce, pierdeai nopțile? Nu mâncam ce trebuie. Care nu să mâncam, fii băut, nu? Nu, n-am băut, n-am fumat, dar n-am mâncat nici ce trebuie. Dar aici a fost o problemă. Ce-ți place să mănânci? Am mâncat prăjituri, că de asta mi-ați dat apă, dar nu mi-ați dat o prăjitură. Adică erai mâncător de dulciuri. Da. Și după aia trebuia să slăbești pentru că ieșeai din greutate. Și oxigenarea sângelui nu se mai face cum trebuie și efortul pe care îl depui se vede altfel asupra organismului dacă nu ești hidratat și nu mănânci ce trebuie. Sunt multe lucruri pe care generația actuală cred că are șansa să le vadă mult mai repede și să le înțeleagă pentru că au acest social media care îi ajută să se dezvolte din punctul ăsta de vedere. Auzi, Ianis, cum îți explici ce aveți voi în plus, Macedonii, mă rog? Tu, Macedon, Hagi, Macedon, fotbalist, Halep, aveți voi ceva în plus față de noi, de români? Păi nu cred că suntem atât de mulți în cont de numărul Macedonilor din România. Peste tot sunteți. În materie de sport, cum să spun, sunteți protagoniști. Da, Ianis Hagi, care e la fel, nu? Exact. Vreau să te întreb ce părere ai așa de la Ianis la Ianis. Polemică întreagă în jurul lui. Din punctul meu de vedere, trebuie să îl vedem strict pentru calitățile pe care le are și are calități la un nivel foarte înalt. Mă refer aici la viziune, la tehnică de lovire, la felul în care gestionează situațiile din teren. Nu trebuie să așteptăm, părerea mea și nu vreau să supăr, nu trebuie să așteptăm de la Ianis să dribleze patru fotbaliști și să meargă singur spre poartă sau să ia mingea în viteză maximă, pentru că lucrurile acestea nu poate să le facă. Dar ceea ce poate să facă, eu cred că este în primii 10 fotbaliști ai lumii. Modul în care lovește mingea, cum pasează, cum gândește jocul, deciziile pe care... Ai primii 10 fotbaliști ai lumii? Ai lumii din categoria de vârstă, pe care o are el, da. Crezi că faptul că îl cheamă Hagi e o povară? Toată lumea se grăbește să-l compare cu taică-sul? Este o povară și m-a apăsat și pe mine, pentru că atunci când eram copil, foarte mulți m-au comparat cu Gică. Și lucrul ăsta cred că mi-a dăunat, pentru că m-am crezut poate mai bun decât eram la nivelul respectiv. Tu având și porec la Macedon, adică da. Toată lumea zice Macedon. Da. Bine, și Becali, peste tot unde te întorci, dai de un Macedon. Înțelegi? Adică sunteți puțini, dar parcă sunteți foarte mulți. Așa pare, da. Suntem puțini, dar am și muncit, ne-am dorit foarte mult să reușim, pentru că doar prin spor, le spun și jucătorilor meu, poți să reușești, viața este foarte grea după ce te lași, iar dacă nu ești pregătit, te lovești de niște ziduri greu de urcat. Bine, dar tu, dacă eu am înțeles bine, te-ai apucat de antrenorat mai degrabă din pasiune. Da. Că aveai din ce să treci. Ai tot vorbit de milioanele alea, bănuiesc că
Nu le-ai transformat pe toate în torturi și în dulciuri? Nu, sunt liniștit din punctul ăsta de vedere și nu am nevoie să antrenez ca să trăiesc. Dar o fac cu pasiune și îmi doresc să reușesc și să îmi umplu acest gol după ce m-am lăsat de fotbal.